Salut, sunt Octav. Iar eu sunt Andrei și astăzi este luni. Da, iarăși e luni. Astăzi vorbim despre un alt element foarte important în dezvoltare personală și anume încrederea de sine. Nivelul tău de încredere se poate manifesta în multe ariele vieții tale, în comportament, în limbajul trupului, în modul în care vorbești și multe altele. Să facem o comparație între modul în care se simte și acționează o persoană cu încredere în forțele proprii și o persoană care îi lipsește încrederea de sine. Câteva calități ale unei persoane care are încredere în sine. Face ceea ce crede ea că e bine, chiar dacă este criticată și dezaprobată de majoritate. Are puterea de a-și asuma riscuri și de a merge până la capăt pentru obținerea obiectivelor propuse. Își recunoaște greșelile și învață din fiecare eșec. Acceptă complimentele celorlalți și spune: mulțumesc, am muncit foarte mult pentru a atinge acest scop. Să vedem ce face o persoană cu încredere de sine scăzută. Comportamentul acestei persoane este bazat pe ce spun și ceea ce cred alții. Stă în zona de confort, fiindu-i frică de faptul că va eșua și evită să își asume riscuri. Nu acceptă complimentele celorlalți și este foarte modestă când cineva o felicită pentru meritele obținute. Este foarte ușor influențată de eșec și în loc să vadă unde a greșit și să încerce din nou, folosește de prea multe ori cuvinte precum imposibil, niciodată, de ce mi se întâmplă numai mie. Dar ce este de fapt încredere de sine? Există două lucruri care contribuie la construirea încrederii de sine și anume eficiența și respectul de sine. Eficiența o căpătăm atunci când avem rezultate pozitive în atingerea unor obiective sau atunci când ne descurcăm foarte bine într-un anumit domeniu. Iar respectul de sine are legătură cu ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi și cum suntem văzuți în societate, dar și de mediul în care trăim. Dacă aceste două lucruri sunt tratate cu seriozitate, încrederea de sine va crește exponențial. Dar cine determină nivelul tău de încredere? Cine decizi tu să fii? Ca să ai succes în viață, trebuie să ai curaj, trebuie să ieși în fața celorlalți, să te lupți, trebuie să știi să accepți un refuz și să treci peste eșecuri, dar de asemenea trebuie să-ți depășești toate fricile. Astfel, încrederea de sine este critică și foarte importantă. Nivelul tău de încredere contează foarte mult atunci când vrei să-ți dezvolți, de exemplu, o afacere, dar îți afectează și modul în care atragi persoanele de sex opus în viața ta. Cu cât ești mai încrezător în forțele tale proprii, cu atât vei fi mai atractiv pentru alții. Prin urmare, încrederea de sine este foarte importantă. Ne dă putere să trecem peste toate obstacolele, ne ajută să ne descurcăm mai bine în societate și ne ajută să ne descoperim adevărata valoare. Având o încredere de sine puternică, putem obține orice ne propunem. De aceea este foarte importantă dezvoltarea acesteia. Sunt trei factori care interferă cu încrederea de sine. Îndoiala și frica. Frica este cea mai mare problemă pe care omenirea a întâmpinat-o pe tot parcursul istoriei și ne ține în spate mai mult decât orice altceva. 2. Vinovăția și lipsa de valoare pe care ne-o atribuim. 3. Sentimentul de inferioritate și că nu merităm. Un mare filozof spunea că atât timp cât oamenii cred în ceva, aceștia rămân în viață. Sigur ai auzit măcar o dată expresia frica de succes. Ea intervine atunci când vrem, de exemplu, să deschidem o afacere sau să scriem o carte, ori să realizăm un proiect mai ambițios. În acel moment, ne facem griji care nu există. Ne gândim ce o să creadă persoanele din jurul nostru despre inițiativa pe care o avem și ne gândim că planul nostru este foarte greu de atins și nu vom avea succesul dorit. Imaginați-vă cât de diferiți ați fi dacă nu ați avea frici sau îndoieli. Dacă v-ați simți încrezători, dacă v-ați simți că meritați tot ce este mai bun din lume. Studiați oameni de succes și veți vedea că de fapt așa sunt ei. Aceștia au adoptat trăirea de a se simți încrezători. Iată câteva principii pe care ar trebui să le știm. Știm că toate obiceiurile, în special obiceiurile emoționale, sunt învățate. 99% din emoțiile negative pe care le simțim pot fi eliminate și le putem diminua. De ce unii oameni au mai mult succes decât alții? Răspunsul se află în ceea ce gândesc, ceea ce fac și cât de motivați au fost pentru atingerea scopurilor. Una din legile după care oamenii de succes se ghidează este legea cauză-efect. Trăim într-o lume care se bazează pe legi. Tot ce ți se întâmplă, ți se întâmplă cu un motiv. Legea cauză-efect spune că dacă îți dorești să obții un efect, trebuie să-l localizezi întâi, să afli care este el și să urmărești pașii înapoi până la cauza care l-a produs. Sau poți să urmărești pe cineva care a obținut deja efectul dorit de tine și să vezi cum a ajuns el de la cauză la efect.
Făcând aceleași lucruri pe care persoana respectivă le-a făcut, poți obține rezultate asemănătoare. Și dacă tot suntem pe YouTube, putem da un exemplu foarte simplu. Mikey H, toată lumea îl știe, cu doza lui de H. E o emisiune super. El a urmărit succesul pe care Ray William Johnson l-a avut cu Equals 3. Mulți oameni consideră că nu totul depinde de ei și că ei nu au o putere prea mare. Greșit. Barierele mentale sunt cele care ne opresc. Gândurile sunt singurul lucru pe care putem să-l controlăm. Determină calitatea vieții noastre, calitatea relațiilor pe care le avem, cât de mult trăim, cât bani facem, prietenii și relațiile sociale și ne determină de asemenea nivelul de fericire. A doua lege. Trebuie să crezi cu putere că visele tale pot deveni realitate. Orice crezi cu putere va deveni realitatea ta. Unul din cele mai importante citate din dezvoltarea personală spune că indiferent dacă tu crezi sau nu că vei avea succes, de fiecare dată vei avea dreptate. Acest citat vrea să spună că dacă tu crezi cu toată ființa ta într-o anumită realizare, într-un plan, mintea ta va găsi răspunsul și le va pune în aplicare. Însă dacă tu crezi că nu vei avea succes, se va întâmpla exact același lucru și nu vei avea succes. Gândește-te și lasă-ne un comentariu cu ce afacere ai dezvolta dacă ai ști că nu poți da greș. Dacă vei ști garantat că vei reuși, care ar fi afacerea ta de vis? Ce scop ți-ai propune și cum l-ai realizat? Dacă ți-a plăcut acest clip, arată și prietenilor tăi și nu uita să dai like și să te abonezi. Săptămâna viitoare revenim cu aplicații practice despre cum să îți fortifici încrederea de sine. Asta a fost tot, ne vedem săptămâna viitoare la Despre Tine!